ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Suntem din nou aici, la Decora Design, la magazinul care ne oferă gazdă pentru găzduire pentru această emisiune. Și astăzi avem o invitată nouă pentru prima oară în emisiunea noastră. Este vorba de doamna Connie Larkin. Bine ai venit, Connie! Îmi mulțumesc, Gina! Mulțumesc. Aș vrea să te prezint telespectatorilor pentru că ești prima oară în emisiunea noastră și, bineînțeles, telespectatorii trebuie să știe cine ești. Ok. M-am născut în România, am trăit în străinătate foarte mult timp, în multe țări, și cine sunt? Sunt o persoană care a evoluat foarte mult în aceste călătorii în multe țări. Lucruri de care sunt cel mai împăcată, împlinită și binecuvântată, aș spune, este că în 1983 am întâlnit educația ontologică, o educație care există pe pământul nostru de milenii, dar foarte puțină lume știe despre ea. De cine sunt eu astăzi? Sunt un lider de educație ontologică la nivel internațional. Asta sunt. Și locuiesc în România. Connie, pentru cine nu știe, te rog să ne explici ce înseamnă de fapt această ocupație ontologică. Ontologia este studiul ființei, se ocupă cu natura ființei. Da? Și oricine are acces la această educație și poate să o asculte, poate să o audă, poate să aibă rezultate instante în propria viață. Bun, hai să începem cu începutul, cum se spune. Cum poți să începi o dezvoltare de asemenea subiect? Adică, cum să începi să cunoști? De unde trebuie să aibă toate un început? Cum faci? Conversațiile sunt foarte joviale, foarte ușoare și foarte clare. Pornesc de la conversația că noi avem o singură minte, una singură, că nimeni nu știe ce este, că de 5% din mintea asta suntem conștienți, iar de 95% nu suntem conștienți, iar ceea ce oamenii caută în viața lor, caută ceea ce este 95% sau ceea ce 95% dă, și anume împlinire, fericire, dragoste necondiționată, acces la propriul geniu, la propriile capacități. Asta le oferă cei 95%. De fapt, nu le oferă, le avem acolo. Okay? Și așa încep. Și le spun că Einstein a spus, de pildă, că mintea asta de 95% care este non-conștientă, așa se cheamă non-conștientă, pentru că nu suntem conștienți de ea, Einstein a chemat-o intuitivă, iar pe cealaltă de 5% sau conștientă a chemat-o rațională. La asta se poate raporta oricine. Și el a spus că ființa umană a primit un dar divin prin mintea intuitivă și un slujitor fidel prin mintea rațională. Și societatea noastră arată așa cum arată, pentru că oamenii au pus slujitorul pe tron și au ignorat darul divin. Toată lumea leargă în viață după tot felul de chestii ca să în final să ajungă să fie împliniți, fericiți, și asta nu se întâmplă niciodată. Pentru că niciun lucru fizic pe care l-ai, pe care îl obții prin această determinare și alergare, nu te împlinește. Din punct de vedere material, poate cei care sunt atât de împământăniți și atât de atașați de material, ei se consideră împliniți. Dar, de fapt, în sinele nostru, nu spre asta aspiră. Nu știu cum se consideră sau nu se consideră. Eu mă uit la ființele umane dintr-o anumită perspectivă și toate perspectivele sunt valide. Perspectiva în care mă uit eu este perspectiva în care o ființă umană este bine cu ea însăși. Bun, cum ajungem să fim așa? În primul rând să fii conștient că nu ești așa. Da, e interesant ceea ce spui. De obicei omul nu recunoaște sau nu prea are această calitate. Majoritatea oamenilor sunt atât de duși încât nici măcar nu realizează acest lucru. Majoritatea oamenilor trăiesc pe pilot automat, cu o profundă suferință pe care o maschează în tot felul, inclusiv de ei înșiși. Bun, cum facem să depășim situația asta și să ajungem totuși să vedem reala parte frumoasă a ființei noastre? Cum facem? Este o chestiune de interior. Fiecare ființă umană realizează ceva, deschide ochii și începe să vadă. Asta este o chestie individuală. Fiecare om face asta. Știi, în toate religiile pe pământ se spune că avem liber arbitru. Ok. Nimeni nu te poate face să vezi ceva. Da, dar pentru fiecare este un timp al lui. Nu știu dacă este un timp al lui sau nu este un timp al lui. Nu știu, asta este doar o judecată. Noi trăim doar în momentul de acum. Cine vede, vede, cine nu, nu. Și atunci? Și atunci? Cum facem? Cum facem? Nu știu cum facem, pur și simplu auzi. Se întâmplă să auzi, se întâmplă să auzi ceva, se întâmplă ca cineva să facă o diferență și te-ai trezit. Connie,
Iartă-mă, te rog, dar în experiența mea de 10 ani, de când fac emisiuni, iată că în martie se împlinesc 11 ani, am întâlnit foarte mulți oameni, vin foarte mulți oameni în emisiune, vorbesc foarte mult, sunt foarte mulți oameni în viața noastră care ascultă aceste emisiuni, dar nu toți se trezesc. Nu crezi că fiecare om are nevoie de un ajutor pentru asta? Absolut nu. Absolut nu. Ființa umană este atât de magnifică, atât de extraordinară, încât nu am tupeu să spun că eu trebuie să ajut sau că pot să ajut pe cineva. Niciodată. Ideea este să faci disponibil ceva. Și omul care aude, aude. Dar dacă nu aude, nu înseamnă că este inferior mie în niciun fel. Noi toți suntem extraordinari. Apropo, mai este o conversație referitor la dezvoltare personală. Nu există așa ceva, este o aberație. Ce dezvolți? Când te-ai născut, ești un geniu. Ești puterea însăși, ești viața însăși când te-ai născut. Ce dezvolți? Osho a spus că o ființă umană cu adevărat inteligentă este aceea care observă rahatul și dă-l o parte. Da? Deci dacă ai mult rahat pe ochi, pentru că ți l-au pus cine? Părinții tăi, școala ta, colegii tăi, locul în care locuiești, satul în care locuiești, țara în care locuiești. Ai mult, 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 ok? Dacă te-ai trezit, înseamnă că dai rahatul la o parte și cu cât îl dai la o parte, cu atât strălucești mai tare. Îmi place această abordare, mult mai mult. Și este cumva în ton cu cine sunt eu și cum gândesc eu. Bun. Tu, practic, ții niște conferințe. Eu țin cursuri ontologice. Cursuri, aceste cursuri. Spune-ne în mare, pentru că în cele 50 de minute ale emisiunii noastre nu putem discuta foarte mult, dar spune-ne în mare, de unde începe și până unde mergi cu aceste explicații? Sau ce anume faci tu ca să înțeleagă omul? Eu nu fac explicații. Omul nu trebuie să înțeleagă neapărat. Trebuie mai degrabă să fie prezent și să vadă dacă recunoaște lucruri. Un filozof din America, Alan Watts, a spus: nu știu ce gândesc până nu te aud vorbind. Eu nu trebuie să explic până pe ceva cuiva ca să înțeleagă cineva ceva, pentru că asta este tocmai greșeala, te raportezi la cei 5% care sunt intelectul. Intelectul este un construct metalic, mecanic. Oricât le analiza, pune în căprării, pune până în rafturi, o viață trăită conform intelectului este o viață moartă. Înțelegi? Acum, nu o explic oamenilor, ci mai degrabă dau o experiență oamenilor. Vrei să facem un exemplu? Te rog. Da. Ok. Intelectul îți dă definiții și îți spune definiții până când adormi, da? Sau poți să adormi repede, tot, chiar de la începutul definiției. Intuiția sau mintea non-conștientă îți dă distinții. Prin distinții o ajungi la ea. Înțelegi? Când ai o distinție, o ai pentru restul vieții tale. Cum ai echilibru pe bicicletă, da? Nu îl uiți niciodată. Definiția s-a dus imediat pe geamă, eh? În concluzie, am să-ți dau o distinție care este o unealtă de accesare în non-conștientului. Te rog să spui dacă tu știi, ce dă vaca? Multe. Ce spune? Păi dă și lapte, dă și carne. Este complet greșit. De ce? Pentru că din punct de vedere ontologic, vaca dă balegă și tu ții laptele. Păi de ce să punem pe primul loc balega și să nu spunem că dă laptele? Cine a spus că pun pe primul loc asta? Am spus vaca dă balegă și tu ți iei laptele. Dacă vrei, o mulgi. Ea nu se mulge să-ți dea ție lapte. Dar vezi tu, nu este vorba despre vacă în această distinție. Este vorba despre oamenii care stau cu fundul pe gard. Eu vorbesc altfel în cursurile mele. Care stau cu fundul pe gard până când fac o adâncitură în gard. Și ce fac? Spun așa: n-am aia, dar pentru că nu am aia. În concluzie, ăștia așteaptă ca vaca să mulgă, să le dea în gură. Înțelegi? Viața nu-ți dă așa. Viața înseamnă să te dai jos de pe gard și să te duci să-ți iei. Poate nu ți-i la prima încercare, nu ți-i la a doua încercare, nu ți-i la a treia încercare, dar măcar ești viu. Pe când stai pe gard, nu faci altceva decât să te dezvolți personal până devii un carton. Interesantă abordare. Foarte. Bun.
Mi-mi place de asemenea. Îmi plac exemplele tale. Mai dă-ne așa niște exemple de astea siropoase, pentru că sunt altfel decât siropoase, cu ce ne-am obișnuit normal, noi. Normal, normal. În primul rând, eu trăiesc viața respirând ca toată lumea. În schimb, creierul meu este tânăr, draga mea, și viu. De ce? Pentru că nu l-am făcut tablă prin informații intelectuale. Prefer să trăiesc acele lucruri decât să vorbesc despre ele până îi adorm pe toți. Și cum faci asta? Cum faci asta? Să descoperi că ești mai mult decât ceea ce știi. Ca să poți să fii, trebuie să uiți ce știi. Socrate este faimos prin zicala aceea, singurul lucru pe care îl știu este că nu știu. Iar eu, cum mă duc în cursurile mele, întotdeauna am niște deștepți care spun: a, știu asta, am citit asta, am făcut asta, eu mă dezvolt personal de mult timp. Mă uit la el, săracul. Mă apucă, îmi pun un zâmbet pe față, bineînțeles, că n-am ce să spun altceva. Ah, mi-am adus aminte, mi-a confirmat. Ce ți-a confirmat? Lasă-mă în pace! Viața este acum și nu trebuie să-ți confirme, pentru că dacă cu adevărat știi, înseamnă că aplici în viața ta. Și asta se vede pe moaca pe care o ai. Dacă nu se vede, înseamnă că nu ai. Educația ontologică este ceva viu, nu poți să vorbești despre ea. Dacă nu se manifestă în cum vorbești, în cum te uiți, nu se vede claritatea mentală care o aduce această educație, că îți dezbigubează neuronii, înseamnă că n-ai nimica, ai numai teorie. Cui pasă? Ne-ai văzut internetul și peste tot plin de teorie. Cine mai ascultă? De ce sunt oamenii surzi? Nu poți să asculte atâta teorie? A cui? Cine știe? Bun. Să trecem la probe practice. Practice? Punem o întrebare? Practică. Nu știu ce să întrebare să spun, pentru că mă confrunt prima oară cu acest subiect și chiar n-am experiență, n-am niciun fel de a spune întrebări. Munca pe care eu o fac nu este neapărat o chestie de informare ca cei alți oameni. Mai degrabă e ceva conversație vie. O să încerc să mă gândesc la ceva. La ce să mă gândesc? Ok, fii atentă. Toți oamenii deștepți de pe pământul ăsta, care tu poți să-i enumeri, nu de acum din zilele noastre, că nu prea sunt, da, de mai de mult. Osho, Einstein, Newton, cine a mai fost, Nisargadatta Maharaj, toți swamii ăștia, toți oamenii ăștia puternici, toți au avut conexiune cu intuiția. Toți. Toată mereția ființelor umane, Leonardo da Vinci, cea mai creativă ființă umană din istoria umanității. Toți sunt conectați la minte, au fost conectați la mintea non-conștientă, de unde au luat informația și de unde au luat felul de a fi. Când primești informație prin mintea ta non-conștientă, nu te dai mare niciodată cu ea. Absolut niciodată. Ai multă recunoștință pentru grația care ți s-a făcut și pur și simplu o dai mai departe, că nu poți să o ții pentru tine. Și cum poți să intri în mintea intuitivă? Prin multe metode. Prin muzică, prin artă, prin pictură, prin dans. Intri în ea. Eu conduc cursurile de photoreading, cursul de photoreading, un curs pe care l-a făcut Paul Shelley, l-a creat Paul Shelley, un american. Fotocitirea sau fotografierea mentală se întâmplă doar în mintea non-conștientă. Eram în Varanasi într-o zi, în urmă cu vreo 4-5 ani. Varanasi este un oraș foarte vechi, are peste 7000 de ani, este pe malul Gangelui. Eram cu fiul meu și mă plimbam prin bazar, să cas gura la ce-o mai fi pe acolo, cărți, vreau să văd ce cărți citesc indieni ăștia. Și am intrat într-o librărie și am găsit o carte, se cheamă Zen Buddhism de Christmas Humphreys. Apropo, Zen este de asemenea o abordare care te duce în mintea non-conștientă. Și deschid cartea asta care o găsesc, Zen Buddhism, foarte curioasă, și pentru că sunt instructor de photoreading, am găsit o formulă, o exprimare acolo fenomenală. Și spune, locul iluminării este mintea non-conștientă. Acum, eu sunt instructor de photoreading, știu să fotocitesc și îmi pică o fisă. De fiecare dată când fotocitesc o carte, eu sunt în spațiu de iluminare. Când m-am întors acasă, pentru un an jumate am fotocitit 6000 de pagini în fiecare zi. Mamă! 20 de minute ea. 20 de minute. Bine, am făcut-o pentru că a fost un experiment, vreau să fiu, și mi-am pus și o anumită intenție pentru aceste cărți și viața mea este complet transformată într-o manieră greu de imaginat, măcar. Cuni, în câți ani ai devenit tu ceea ce ești? În 1980, eu am fugit din țară în 1978. Dumnezeu parcă m-a scos de aici, m-a dus în Israel. În 1983 am întâlnit educația ontologică. Atunci m-am născut a doua oară.
Pentru că atunci am avut acces la propriul meu creier, la propria mea gândire. Și de atunci a început o călătorie stelară de acces la cât mai mult din potențialul meu, cât mai multă prezență. Și viața m-a dus în sus și în jos și în sus și în jos, dar nu sus și jos așa, sus și jos așa, în continuu. Și dacă mă întrebi acum în intensitatea pe care am trăit-o în prezent, am 8400 de ani, îmi place să glumesc așa, dar chiar trăiesc acest lucru, că atunci când am trăit așa de intens, se cumulează, știi? Și nu are sfârșit. Ok, dar în 1983, momentul în care tu ai devenit ceea ce ești, probabil că a fost ceva, s-a întâmplat ceva, a fost sigur un șoc, o chestie, un eveniment. S-a întâmplat ceva. Eu n-am devenit ce sunt atunci, pentru că eu sunt cine sunt dintotdeauna, doar că atunci am recunoscut cine sunt. Momentul de recunoaștere este fenomenal. Să te descoperi că nu ești corpul tău, că nu ești gândurile tale, că nu ești, în engleză zice bullshit, nu? Știi ce înseamnă? Da. Că nu ești bullshit-ul din capul tău, ci ești o ființă umană care poate să facă orice. În momentul acela de trezire, începi să trăiești. De fapt, ce m-a sprijinit pe mine să ajung să particip la o seară de educație ontologică au fost toate constrângerile mele, toate complexele mele. Aveam o întâlnire cu un băiat din Ierusalim, un coleg de-al meu de lucru, de breaslă, căsătorit, eram doar amici, nu? Trebuia să vină să bea o cafea cu mine și n-a venit. Și de handicapată ce eram, că mă simțeam foarte prost că lumea din stradă probabil că știa că mi s-a tras țeapă, așa, am rămas țintuit acolo și pe urmă m-am luat după un grup, aiurea, când am ajuns într-un loc unde se făcea un curs. Așa am ajuns. Deci nimic nu e întâmplător. N-am idee. Eu nu cred că sunt așa de importantă ca Universul să facă ceva special pentru mine. Cred că a fost momentul meu să deschid ochii. Ba, fiecare om este important și fiecare om are importanța lui în fața lui Dumnezeu, pentru că suntem scânteii divine, așa cum și tu ai avut importanța ta în momentul acela. Ți-a oferit o variantă, o șansă de a-ți deschide ochii. Nu contest ce spui, pentru că tu te uiți dintr-un anumit punct de vedere din care eu nu mă uit. Nu mă uit din sensul că mi s-a făcut o favoare sau ceva, că am fost specială. În niciun caz. Din contră, eu nu vreau să-mi dau specialitate sau asta, pentru că asta este o chestie de ego. Cine sunt eu, n-am nevoie să mă dau mare, de asemenea. Și nici să mă dau modestă, nu-i nevoie. Apropo, să-ți spun încă două lucruri intuitive, vrei? Te rog. Golda Meir, ai auzit de ea, tu te-ai auzit de Golda Meir. Da. Golda Meir, premierul Israelului după independența statului, o femeie extraordinară. Ea, se pare că i-a spus unei tipe, dragă, nu mai fi așa modestă, nu ești așa de grozavă. Controversă. În momentul acela, când am auzit chestia asta, m-am lecuit de modestie, scârboasă rău. Pentru că e o falsitate, nu? Nu mai sunt modestă. Iar o altă femeie foarte puternică din istoria noastră, nu, recentă, Margaret Thatcher, i-a spus unei tipe, dragă, dacă ești o lady și trebuie să o spui, înseamnă că nu ești. Deci nici modestă, nici nu te dai mare. Și atunci cum ești? Cum sunt și cum nu sunt? Acasă cu mine. Nu trebuie să fac nimic. Foarte interesant și îmi place. Chiar îmi place. Îți place? Da, îmi place. Da. Păi... Haide, spune-ne niște lucruri, pentru că sunt deosebite și chiar cu siguranță prind foarte bine. Dragă Gina, mă plec în fața ta. Ascultă. Acum, povestea nu este ca la cărțile sfinte, dar Iisus Hristos în ebraică îl cheamă Iehoshua ben Iosef. Numele lui era Iehoshua ben Iosef, fiul lui Iosef. Nu? Și la un moment dat se află pe un câmp undeva cu prietenii lui. Și el le spune despre această educație ontologică, pentru că el a fost un maestru de educație ontologică. A vorbit doar în pilde, a vorbit doar în parabole. Astea sunt accesul la mintea intuitivă, mintea non-conștientă. Prin asta se face, că nu poți să explici, înțelegi? Și vorbeau, și la un moment dat unul zice, ne-i foame, ce facem? N-avem nimic de mâncare? Era sâmbătă. Și el zice, duceți-vă și adunați spice de pe câmp și mâncați. Și ăștia se duc să adune spice. Era sâmbătă, dar sâmbăta este un lucru, o zi foarte sfântă pentru evrei în general, cum e duminica pentru români, dar unii dintre ei sunt habotnici și au anumite reguli foarte, foarte stricte, chiar ca la Biblie, ca la Vechiul Testament, ceva, că n-au voie să deplaseze mai mult de nu știu câți metri, zeci de metri, sute de metri, că n-au voie să aprindă lumina, că n-au voie să facă nimic, nu să gătească nimic în ziua de șabat.
Și în timp ce își adunau ospice, trece un grup de hasidim, o de evrei de religioși și la un moment dat ăia, îl văd, văd ce se întâmplă și se leagă de Iosua, de Iisus. Deci, ce fel de maestru ești tu dacă dai voie ăstora să încalce legea șabatului? No, ce a spus el atunci, pentru mine a devenit lege, pentru că mi-am recunoscut acea lege. Și anume a spus, șabatul a fost creat pentru om, nu omul pentru șabat. În momentul ăla am realizat că o lege care nu mai este funcțională pentru o ființă umană sau care îi oprește creșterea sau îi oprește evoluția sau nu îl sprijină, poți să o schimbi. Și atunci mi-am făcut eu o regulă, o lege de-a mea, mi-am asumat o lege de-a mea. Singura lege pe care o am este că n-am legi. Iar orice legi îmi fac sunt bazate pe, doar pe valori, nu pe morală. Nu pe asta e bună, asta e rea, asta e mai frumoasă, asta e mai urâtă, asta este wow, wow, wow și asta nu. Nu, 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 nu. Legile mele sunt bazate pe a face o contribuție, pe împlinire, pe satisfacție, pe entuziasm și inspirație, pe integritate și responsabilitate și pe a fi adevărată mie însămi. Și atunci regulile mele nu pot să facă decât o contribuție a tot ce ating. Astea sunt regulile mele. Mi le-am făcut eu. Super. Cum reușești să le faci? Trebuie să scoți capul dintr-un loc întunecat. Știi care e ăla? Nu. Oi, în engleză se zice some people have their head up their ass, you know? Ăla e un loc întunecat. Când ai capul în fund, scoți acolo. Doamne, ești așa de nostimă și îmi place că și vorbești liber, doar că trebuie să avem niște limite la televizor. Băi, l-am spus frumos, nu? Așa, da. Stimați-le spectatori, v-am spus că e deosebită. Astea sunt informațiile pe care le-am primit în momentul în care am aflat despre Coni și vă spun și dumneavoastră, după cum o vedeți, eu o las să vorbească chiar nu prea multe întrebări să-i pun, pentru că este ceva inedit în toată povestea mă asta. Mă bucur pentru tine, să mor, Gina, foarte bine. Și vreau să aflăm cât mai multe lucruri, pentru că tu ai venit la Piatra Neamț și, evident, la Piatra Neamț ai niște întâlniri. Am o întâlnire după amiază cu un grup mare de oameni, iar mâine fac un curs care se cheamă cursul despre relații, cum le faci să funcționeze la Iași. Relații... Cum le faci să funcționeze? La ce fel de relații? La relații interumane sau relații perechi? Toate relațiile, pentru că vezi tu, dacă tu ai ingredientele în bucătărie, poți face orice mâncare, nu? Da. Da? Deci relațiile sunt relațiile cu partenerul de viață, relațiile cu tine însuți, relația cu colegii, relația superior, relația inferiori, relația cu națiunea, relația cu politica, relația cu umanitatea, relația cu Dumnezeu, orice e relație. Bun. Vreau să te întreb ceva. Majoritatea în aceste timpuri au o criză în relațiile parteneriale între bărbați și femei. Întâlnim foarte multe probleme, chiar discutam cu cineva aseară și îmi spunea diferențe, adică discutam diferențele între ce am fost noi când aveam 20-30 de ani pe timpul nostru, când trăiam pe vremea comunismului, și ce este astăzi și cum se comportă astăzi și cum sunt astăzi tinerii. Diferențele sunt foarte mari. Pe mine m-a întrebat ce făceai tu la 22 de ani, de exemplu. Zic, eram căsătorită de 3 ani aproape. Ei, diferența între mine atunci și cei care, femeile care au acum 22 de ani este fantastic de mare. Trăim alte timpuri, e cu totul altceva. Asta vreau să te întreb, cum vezi tu lucrurile? Le văd foarte bine și foarte simplu. Citesc cărți despre istoria Indiei de peste 4-5 mii de ani, iar ceea ce tu spui acum este un lucru, a fost un lucru la ordinea zilei și atunci, și de-a lungul umanității au fost aceleași lucruri. În Egipt am trăit o perioadă, undeva dincolo de Luxor, am trăit chiar pe Luxor, Doamne ce viață am avut pe acolo, și este acolo un templu, este o frescă cu niște hieroglife care spun și datează 5.000 de ani în urmă. Ei, unde sunt tinerii de altă dată? Acum 5.000 de ani. De același lucru, plângerea astăzi, comparația cu trecutul și cu viitorul sau cu prezentul este perenă. Ființele umane fac asta tot timpul. Se plâng de situația de astăzi și se compară cu cea din trecut, dar toți fac asta. Copiii ăștia care sunt acum, copiii ăștia de care noi ne plângem sau zicem că na, 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 ăștia, la timpul lor, să vorbească de ei alții.
și gata. Asta e tot ce este. Singura diferență între ființele umane pe pământ de-a lungul istoriei umanității este una singura. Unii care sunt treji și unii care dorm. Basta. Restul e doar vorba. Simplu, a? Bun. Bun, de acord cu tine. Da. Tu spui că există pentru fiecare se trezește la un anumit moment. Tu te-ai trezit în 1983 da. Pentru că a și de atunci tot timpul. Da. A fost o ocazie. Totuși nu mi-ai povestit în continuare ce ai făcut în momentul în care te-ai luat după acel grup, ai ajuns să ajungi la acea conferință unde se vorbea și se discuta despre. Am ajuns la această conferință și mă așteptam să aud despre chestii despre cultură, despre iudaism, despre orice, bla bla bla, ok? Și stând în scaun cu foarte multă aranță, că eram o româncă deșteaptă, foarte deșteaptă, mai deșteaptă decât orice evreu de acolo, îi scuipam în cap de la distanță, eram așa de plină de aranță. Eu sunt creștină, știi, eu nu sunt evreică. Și, evident, vorbeam multe limbi străine, mai multe decât aia de acolo, ce să spun. Ce m-a șocat pe mine cel mai tare când am intrat în sală, am văzut că sunt extrem de critică. N-a scăpat un evreu care să nu fie măcelărit de mine. Da? Ăla e urâtă, aia e proastă, ăla e îmbrăcat nasol, asta e țăranca, asta nu știe nimic. Nu mi-a scăpat din vedere că eu, intrând într-o sală de 500 și ceva de oameni, i-am trecut pe toți și le-am pus eticheta. Nu mi-a scăpat. Iar apoi a venit un tip care, din fericire, nu era evreu, era un american și atunci mi-am zis, ok, măcar aud americană, că aveam o pată pe evrei atunci, israelieni, știam că sunt mitocani. Și se urcă la pe scenă și începe să vorbesc într-o manieră care n-am auzit-o în viața mea înainte. În general, când deschide unul gura, cu toate bunele intenții, vrei să-l asculti, să vezi ce zice, te adorme după 5 minute, dacă reziști. Da. Da. Și pormă îți pui un zâmbet pe față și încerci să suporți până când până rupi ușa. A? Din politețe nu pleci, da. Păi da, dar cunoști chestia în așa, păi da. Trebuie să fii avut parte. Ok, și tipul ăla, am avut un șoc. Parcă sufletul meu cerea din totdeauna să audă astfel de conversație, care era simplă, vie, clară, curată, într-un limbaj care ajungea la capul meu și nu-mi făcea lucrurile dificil de înțeles și ceva care să mă pregătesc mai târziu pentru ceva. Chiar în momentul în care ascultam, avea un impact asupra mea. Acum, și nu l-ai judecat. Pe el nu l-ai mai etichetat. El? Ce să etichetez? Eu am văzut când m-am văzut cum era îmbrăcat și cum vorbea, am văzut impecabilitatea însăși. Cuvântul impecabil mi-a fost prezent în carne și oase când l-am văzut pe acel om. Și asta a fost. Seara a durat ceva, bine cât a durat. A fost o aventură în cunoaștere pentru mine. Știi, eu sunt o persoană vizuală. Noi suntem vizuale, auditiv, bla bla, știi? Când am auzit pe omul ăla vorbind, am avut în mintea mea o imagine a mea pe o dună, desecându-mă, murind de sete, murind de viață, știi, mă secam de viață. Și el stătea în picioare și ieșea pe gură un șuvoi de apă vie care intra în mine prin urechile mele, prin gâtul meu, prin gura mea. Pentru că, vezi tu, felul de conversație care nu te face lemn, îți dă viață. Bun. Perfect, până aici mi-a plăcut. Îți place? Sigur. Bravo. Mai departe, ce ai făcut mai departe pentru tine? L-ai cunoscut? Ce am vorbit, a fost un procedeu. Uite, vezi tu în cartea mea, eu am scris procesul ăla, pentru că cine citește cartea asta mea, cine citește cartea, vede întreg procesul acolo. Eu nu o spun acum pentru că nu e momentul, pentru că durează ceva, ca să spun cum trebuie și cu integritate. Însă, în urma acelei seri, eu m-am înscris să particip la cursul de educație ontologică de atunci și asta a fost seara aia, mi-a deschis viața, cursul mi-a dat aripile. După cât timp ai scris cartea? Cartea am scos-o acum vreo 3-4 ani, după 30 ceva de ani. N-aș fi scris-o niciodată dacă nu mă duceam în Peru. Da. Am fost în Peru și am făcut ayahuasca. Știi ce e și titlul? Tu știi engleză, nu? Nu prea știu. Știi îmi place să vorbesc în românește, da, da, da. Pentru că... Uite, titlul este You Asshole, You Caused It. Ce înseamnă? Tu nemernicule, tu ai cauzat totul. Și apoi scrie, în orice moment, orice gândire greșită poate fi corectată. Asta este extraordinar. Ceea ce oamenii nu știu este că orice suferință și problemă din viața lor se datorează unei gândiri greșite. Ți-am dat un exemplu mai devreme. Exemplul a fost vaca nu dă lapte, vaca dă balegă. Când te trezești la această posibilitate, tu vezi că responsabilitatea individuală, responsabilitatea ta este cheia pentru succes în viață. Da? Majoritatea oamenilor sunt victime. De ce? Pentru că nu știu, au gândirea greșită.
Când tu afli ca ființă umană că tot problema pe care o ai în viața ta se datorează unei gândiri greșite, singurul lucru pe care să-l faci este să-l corectezi, în rest depinde de tine. Continuă să crezi că vaca-ți dă lapte și atunci stai acolo până crăpi, cu mâna întinsă. Și dacă stau și mă gândesc că ai dreptate, pentru că până la urmă baliga aceea e îngrășământ pentru plante, pentru pământ. Da, pe mine nu mă trapă, nu mă dai ușor la întors, pentru că nu e vorba de ceva negativ. Sunt... Nu. E vorba să scoți ceva bun din tot, absolut din tot. Bă, dar asta nu-i punctul. Vezi tu, sunt diferite nivele de discuție. Una este în care, bine, poți face o glumă că într-adevăr balega este aia, dar asta e punctul conversației mele. Vezi tu, vaca de balegă este doar un exemplu să-ți dai seama că ființele umane așteaptă cu mâna întinsă de la Dumnezeu, de la viață, de la alții, de la soț, de la partener, de la profesor, de la educație. Dumnezeule, când ne-am transformat în milogi? Bine, dar tu nu crezi în Dumnezeu? Nu. What? Tu crezi că ai un nas pe față? As? Nas. Ah, nas. Tu da, crezi că ai un nas pe față? L-am. Nu cred. Cred că l-ai. L-ai, nu? L-am, sigur. Nu crezi în el? Păi cum să nu cred în el? Crezi că ai un nas pe față? Cât de absurd poate să fie? Cred că am un nas pe față. A, nu cred, nu sunt sigură. Ok, eu sunt sigură că Dumnezeu există, nu trebuie să cred în el. Am înțeles. Dumnezeu este o chestie de a fi? Nu trebuie să cred. Dacă eu trebuie să cred în el, înseamnă că nu e? Bun, poate m-am exprimat eu... Nu te-ai exprimat bine, că este limbajul oamenilor, ok? Așa, da. Bun, și dacă tu știi că Dumnezeu este... O secundă, depinde cine este Dumnezeu. Nu vreau să intrăm acolo. Dumnezeu nu are barbă lungă și cercei în urechi. Ia, ești fantastică, ești unica în care i-a făcut așa o imagine lui Dumnezeu. De barbă lungă mai am auzit, dar de cercei în urechi, never. Nu știu, nu am idee. Coni, e minunat modul de abordare, îmi place, pentru că e altceva, într-adevăr, am mai spus-o odată și vreau să te mai întreb ceva. Spui că noi suntem, în general, oamenii se victimizează. În general? În general. Mm-hmm. Okay. Sunt și oameni treziți care, la un moment dat, care la un moment dat au și ei pasele lor proaste. Nu poți să spui că omul merge în crescendo vibrațional și în viața lui numai în sus. Nu, mai au și căderi, pentru că până la urmă de-aia am venit pe pământ ca să experimentăm. Exact! Dar vezi tu, când am văzut pe tipul ăla din America pe scenă acolo, ne-a făcut un desen pe tablă și a spus cum e viața oamenilor. Și până la urmă, după ce a lăsat pe oameni să spună tot felul de aberații, vezi, viața oamenilor este sus și jos și sus și jos și sus și jos. Că dacă ar fi o linie așa, ar fi moartea însăși. Exact. La spital te duci acolo, vezi unul care a crăpat, are linia moartă. Doamne! N-am voie să spun asta? Ba, da, nu! Eu spun, mă distrează modul în care o spui. A crăpat, Doamne! A dat ortul popii. Mai bine? Okay. Mai bun. Așa, și el spunea că dacă ești jos, jos, jos și suferi și o linie dreaptă, mă, așa, mort, ești mort. Să presupunem că ai miliarde, da, și totul este roz și este sus, 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 dar tot drept, tot mort ești. Deci viața trebuie să fie sus, jos, sus, jos, dar este o chestie după ce te trezești. Vezi tu ce a fost sus, jos, sus, jos, așa, pe o linie, orizontal. Acum este așa. La infinit, sus, jos, sus, jos, la infinit. Este extraordinar, fără limită. Evoluție absolută. Evoluție înseamnă dai rahat, dai rahat, dai rahat, dar vezi mai mult, vezi mai mult, vezi mai mult, vezi mai mult, vezi mai mult. Până când ajungi să faci toate chestiile alea pe care poți să le faci, putem să le facem, că avem mecanismul, dar... Tu ai avut posibilitatea și, bineînțeles, oportunitatea de a-i pleca din țară și ai cunoscut anumite lucruri în afara țării. Nu uita că noi am trăit atâția mari de ani sub paradigma comunismului, unde nu puteai să te trezești. Și aici trebuie să fii de acord cu mine, pentru că nu existau variante și posibilități ca să te trezești. Dacă spun ai dreptate, înseamnă că eu diminuez toate ființele umane care au rămas în țară și care au făcut ceva pentru ei. Nu există ce ai spus. Eu am fugit din țară. Înseamnă că nu eram moartă cu tot comunismul din lume. Eu am plecat cu 20 de dolari în jeans, cu suți în jeans, cu gândul că într-o săptămână aveam să mor într-un șanț afară. Deci nu există să spui ce ai spus acum. Pentru că vezi tu, dacă spui asta, nimicești o ființă umană, îi tai aripile.
Cunosc o poveste din Israel în care se vorbea despre un american care a fost băgat în pușcărie în China. A fost băgat în pușcărie. Au loc considerat de asta spion. 10-15 ani, nu știu cât a stat. După 10-15 ani și-au dat seama că probabil nu este spion și i-au dat drumul. La aeroport l-au luat și l-au băgat înapoi că le-a picat fisa că trebuie să fie spion. Și a stat la vreo 50 de ani în pușcărie. Ideea este că fiind în pușcărie într-o celulă chinezească comunistă nenorocită, omul ăsta a ales, în loc să fie victima chinezilor, să evolueze. Și a făcut ce a făcut. A fost prezent, nu știu ce a făcut, dar și-a onorat ființa și a ieșit de acolo ca un fel de ființă complet transformată și fericită. Toată pușcăria știa de ei, toți paznicii. Erau spotless clean, curat, cu periuța și curățat toți pereții și asta. A fost un om care a ales călătoria în interior pentru evoluție. De fapt, aia numai interior este, nu în exterior. Și putea să fie un nenorocit când ieșe de acolo. O epavă. Nu, din contră. O lumină a ieșit de acolo când i-au dat drumul. Fiecare dintre noi are un cuvânt de spus despre cine este. Putem să facem ce vrem cu noi. Da, îl avem, bineînțeles, așa și pe părintele Iustin Pârvu din, de aici, de la noi, din Moldova, pe părintele Arsenie Boca, care în urma pușcăriei și tot ce a trăit acolo au ieșit, au fost sfinți și au ieșit sfinți. Deci avem și noi exemplele noastre. Eu nu folosesc cuvântul ăla pentru că nu face parte din limbajul meu, nu mă interesează ce înseamnă. Pe mine mă interesează doar un singur lucru, fiecare ființă umană are maxim de potențial absolut. Potențial absolut. Shiva, în 4.000, 5.000, 6.000 de ani în urmă, nu știu exact să localizez, ca 1.000 de ani când a fost înaintea tuturor, Buddha și altora și altora, și al lui Krishna. Shiva, i-a fost un om și a spus, Har Har Mahadev, fiecare dintre noi este Dumnezeu. Har Har Mahadev, fiecare suntem. Asta era salutul lui. Păi că l-au făcut pe urmă Dumnezeu și i-au pus pe piedestal, asta e altă filozofie, că oamenii cu minte mică asta pot să facă, nu pot să creadă că și ei sunt așa, și atunci pun pe aia care văd, îi pun pe piedestale și îi fac Dumnezei, da? Pentru că atunci îi duce capul. Dar vezi tu, fiecare dintre noi are consistență, dacă tu ești o picătură de ocean, eu sunt o picătură de ocean și este oceanul, avem aceeași calitate chimică, aceleași proprietăți ca oceanul însuși, să facem parte din el. Har Har Mahadev. Fiecare este oceanul. Coni, care e părerea ta despre Biblie? N-am o părere, Cookie. N-am o părere, că părerile nu mă interesează. Părerile sunt nefondate în experiență. Ce gândești tu? Ce gândesc eu este așa. Toate cărțile care fac o diferență și care au transmis mai departe cunoaștere, au transmis mai departe cunoaștere și ele sunt puține, în general, ca să rămână și să facă o diferență, au fost învăluite în sfințenie. Dar asta pe toată planeta. Au fost transformate în sfânte. Și toate cărțile sunt, transmit cunoaștere și sunt Biblia, Coranul, Talmudul, Bhagavad Gita, Sikhi ăștia din India. Este o anumită categorie de oameni acolo. Îi venerează o carte, măi. Deci venerează o carte. Sunt cărți sfinte, tratate de sfinte, de religii, pentru a păstra cunoașterea mai departe. Ce părerea mea despre Biblie? Este cunoaștere ontologică, contorsionată și complet alambicată, astfel că nimeni nu mai poate să ajungă la ea. Asta credesc eu despre Biblie. Limbajul este atât de primitiv și constrâns și castrat și tot ce vrei, că cunoașterea ontologică e pierdută. Asta gândesc eu. Mă uit la Bhagavad Gita, are o altă fluiditate, altă coerență, alt respect pentru omul care citește. Evident, apoi sunt oameni ca maestri, Swami Dayananda Sarasvati, care traduce, comunică ce spune Gita. Și o comunică într-un fel încât ți-a pus să dansezi prin casă, că îți deschide mintea așa, face pop, 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 mintea ți-o deschide. Toate cărțile astea, așa zise, sfinte, sunt menite să tracă mai departe cunoaștere. Asta se merită să facă. Nu să te îngenuncheze ca un cerșetor oripilant, mizerabil, cerșetor cu dămi, că Dumnezeu s-ar simți dezonorat să vadă că a făcut așa creatura. M-a prind prea tare. Cred. Nu, e ok. Eu mă gândeam la ceea ce spui tu acum. Te-ai gândit? Mă gândesc în ceea de practic, de asta sunt aici să și gândesc, nu mai să spun. Nu asta m-a gândit. Ai zis că te gândeai la ce spuneam eu. Deci da. Nu m-am gândit că nu gândești, Doamne ferește. Spune-mi, te rog, momentul în care tu spui că Dumnezeu s-ar simți într-un fel dacă
Noi ne rugăm la el. Ai copii? Nu mai am. Am avut, a plecat. Îmi pare rău, ok. Dacă cineva pe care tu îl iubești, cineva din viața, cine e cineva? Dă-mi un exemplu. Mama. S-ar veni la tine și s-ar pune în genunchi, cu ochii lăcrimând. Te rog, dă-mi și mie niște bani, că am nevoie. Cum te-ai simți? Oripilată? În genunchi, lăcrimind, cerșind. Te-ai simți oripilată? Nu știu, nu pot să gândesc sub forma asta, pentru că m-ai pus în fața faptului a veni mama să pună în genunchii mei. Exact. Am zis o persoană care iubești. Da, bun. Deci Dumnezeu ne iubește pe noi sau nu, Gina? Categoric ne iubește. Păi dacă te iubește, nu. Vrei să te vadă în genunchi? Da, dar nu să mă vadă în genunchi rugându-mă la el, ci mulțumind. Da, da, dacă vrei să-i mulțumești, nu trebuie să stai în genunchi pentru că e dezonorant. Bine, a sta în genunchi este un cuvânt, adică o chestie pe care noi o spunem la modul de smerenie. Smerenie înseamnă autenticitate, smerenie plângăcioasă și lovită, nu arată bine. Oricum, mă rog, nu vreau să intrăm în chestii religioase, hai să ieșim de aici, că nu-i bine. Ba, ar trebui să discutăm și lucrurile astea, pentru că noi aici în România suntem creștini ortodoxi. Majoritatea celor care au plecat din țară și sunt în străinătate sunt creștini ortodoxi. Tu vii acum cu o altă teorie, cu un alt fel de gândire, cu alt fel de a pune problema, iar oamenii vreau, eu vreau ca acești oameni să nu fie bulversați. Deci în ceea ce spui tu, nu spun că nu-mi place, are logică, e ok, dar trebuie să explică. Așa că te rog să explici. Am auzit o poveste prin acum 10, 15, 20 de ani, n-am idee, dar era în contextul educației ontologice, cineva care era un mare lider a împărtășit această poveste. Ulterior am verificat-o pe internet să văd dacă e reală și am verificat-o și am văzut că e reală. Undeva într-o insulă în Oceania, părăsită, americanii s-au dus să facă niște teste nucleare, ceva, niște chestii secrete, chestii trei secrete. Și armata s-a dus acolo și a dus echipamente și a dus acolo că era animă, nu era internațională, liberă, nu era cuiva. Și au lucrat acolo, au făcut teste peste teste, insula fiind părăsită. Într-o zi, un grup de soldați s-au aventurat în jungla pe care era, pe această insulă, și în centrul junglei au dat peste un trip de umanoizi, ființe umane ca în comuna primitivă, care nici măcar n-aveau limbaj, aveau doar sunete. Evident că s-au purtat ca animalele, s-au ascuns în peșteri. Atent că am găsit asta pe internet, după ce am verificat. Că omul ăla nu mințea, bătea câmpii. Noi nu le știm pe toate, nu? Uh-huh. Și s-au împrietenit încet, prin gesturi și nu știu ce, s-au împrietenit, au văzut că n-au ce să se teamă, nu știu ce, și americanii ăștia au început să le dea mâncare. Început ca la un câine care e sălbatic și l-a duce în ce mai aproape cu mâncare. După ce s-au obișnuit încet, s-au obișnuit cu ei, americanii sunt acolo mai mulți ani, ăștia le-au dat și pături și știi, vezi, Doamne, să-i educe, să-i convertească, să Dumnezeu ce-a fost în căpățâna lor. Cum primeau americanii mâncare? Zim, prin avioane, e cel mai simplu, nu trimiteau un vapor, că vaporul venea la cine știe ce distanță de timp și nu știu ce. În schimb, cu avion, o dată pe săptămână, o dată pe lună, se aruncau baloți din aer și veneau. După 5-6 ani, nu știu cât, n-am idee cât exact, americanii și-au închis afacerile acolo, au închis toate utilajele, le-au lăsat, le-au îmbalat, le-au lăsat acolo ceva și să revină după 20 de ani să vadă ce se întâmplă, nu? Și-au plecat. Ce s-a întâmplat este că după vreo 20 sau 30 de ani s-au dus înapoi să viziteze această insulă și, bineînțeles, și-au văzut utilajele și nu știu ce, și s-au dus să-și vadă prietenii. Și când s-au dus acolo, au fost șocați să vadă. Tribul i-a recunoscut, cei mai bătrâni au recunoscut uniforma și asta, nu le-a fost frică. Cei tineri le-a fost frică, dar la asta era vechi, nu? Și au găsit o platformă făcută din lemn, pe care era macheta unui avion din lemn, la care se rugau să le dea mâncare. Se rugau la o machetă de avion făcută de ei din lemn. În concluzie, nu am ce să concluzionez. Mi-a plăcut la an. Enorm mi-a plăcut povestea. Da, e similară cumva cu ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, când și-au făcut un bou din aur și se închinau lui, pentru că nu mai era conducătorul
era plecat, nu mai rețin exact. Moise? Moise era plecat să aducă plăcile cu poruncile și i-au făcut un bou din aur, se rugau boului. Deci da. O poveste cumva... Da. Omul are nevoie de un idol, are nevoie de nu ceva. Nu omul, unii. Unii, da. Da, da. Suntem diferiți și suntem... E o tipă în India, am ascultat odată un filmuleț, a spus că religia este pe trei nivele. Una este abstractă pentru oamenii elevați, una este medie pentru oamenii care cât de cât au capacitatea să gândească un pic abstract, nu întotdeauna, dar așa, și cea de jos care are nevoie de imagini. Dar oricum ar fi ritualurile și muzica și rugăciunile, ritualurile, chiar dacă stai în genunchi sau așa, sunt modalitate de a intra în mintea non-conștientă. Deci sunt folositoare. Toate. Sunt folositoare. Păi da, da, da. Cât mai avem? 5 minute. Iată, Conică. A zburat timpul, a? Pare la mine în emisiune, toată lumea spune, Doamne, când a trecut. Uite, îți povesteam eu ție că... M-a întrebat la un moment dat dacă am copii. Nu mai am. Dumnezeu să-l odihnească, fiul meu a plecat acum 2 ani jumătate. Dar în urma, înainte de a pleca, am avut o discuție că el s-a ocupat foarte mult de imaginea emisiunii mele, de blogul meu. Și mi-a zis, mama, fă și tu ceva, uite, fă un dar pentru cei care vin în emisiune ca să aibă amintire de la tine. Și împreună am făcut acest papirus, l-am conceput și am să te rog să-l citești. Este darul meu pentru tine, darul nostru pentru tine. Mm-hmm. Mulțumesc, este super tare. Poți să închei cu... Mulțumesc, este impresionant. Poți să-ți închei cu o poveste, cu o poezie de 4 rânduri? Cu mare drag, te rog. Buddha a fost întrebat de un Brahmin. Buddha, ești tu Dumnezeu? Nu sunt Dumnezeu. Buddha, ești tu un sfânt? Nu sunt un sfânt. Buddha, ești tu un magician? Nu sunt. Atunci ce ești? Sunt treaz. Da. Draga mea, Conii, îți mulțumesc tare mult că ai venit, te-ai deplasat la Piatra Neamțului pentru această emisiune. Sper din tot sufletul ca modul în care tu ai pus problemele vieții și a trezirii să placă telespectatorilor și momentul în care mai vii cu evenimente la Piatra Neamț, să ne anunț, să le punem pe Facebook, pentru că este o modalitate acum practică de a anunța evenimentele și să vină cât mai mulți oameni să te asculte. Pentru că a te trezi este, zic eu, scânteia cea mai puternică din viața omului, de a te conecta efectiv în permanență cu Divinul și de a fi alături de El, de Dumnezeu. Nu zic că Dumnezeu are barbă nici cercei, dar Dumnezeu este Universul, Cel care a creat Universul și este în fiecare din noi. Conis, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și nație! Și să dea Dumnezeu să ne vedem cât de curând! Mulțumesc mult! Mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi, că sunteți în permanență și nu uitați că soarele răsare peste toți, bune peste toți, mai buni sau mai puțin buni și... Să ne vedem sănătoși, un weekend minunat, la revedere!